ho fost o femeie tărie de caracter care putea fiecare elev să-l învețe de bine și să-i pui în mână tocșorul să învețe a scrie frumos, a se comporta, a fi om în viață. Asta a fost idealul ei și ea a obținut așa ceva. A obținut. Silvia Ivanna, mai puțin vă cunoașteți, da? O perioadă de timp am lucrat împreună. A fost o persoană de la care puteai să iei exemplu, să înveți ceva. Exigent, așa, cu elevii era permanent. Avea cerință, avea, așa erau timpurile atunci, eu știu. Învățare... V-a învățat, poate? Nu, dar o știm. Și bun, cu... rău? Nu, bun. O familie tare disciplinat, bărbatul cât a lucrat și pe la, nu că învățători, dar așa el a lucrat. Astăzi e Sfântul Ion, da? Doamna Zina, v-a învățat, nu? Eu străină nu m-a învățat. Nu v-a învățat, da? Nu. Curaj TV, unde era un filmuleț despre doamna Fevronia Dimitrievna, care l-a filmat, cum spun, Valentin. Bine. Acolo era scris niște, în primul rând, colega mea de clasă, Stella Bejnare, a scris un comentariu. Profesoară de engleză. Și am hotărât să scriu și eu din partea mea un comentariu. Și i-am mulțumit foarte mult lui Fevronia Dimitrievna pentru educația noastră, a promoției din anul 1979. A câta promoție, nu știți? Nu știu ce promoție a fost. Și... A noastră 30 înseamnă că a voastră 27, voi cu 3 ani mai mici. Da. Și i-am mulțumit foarte mult din suflet și i-am dorit odihnă... Să se odihnească. În pace. În pace. Pentru slava lui Dumnezeu, din partea foștilor elevi ai Fevroniei Dumitru Moseanz, dedic aceste rânduri spuse. Stimați consăteni, 40 de ani în urmă mi-a ținut mâna în mâna Dumnezei și m-a învățat prima literă a scrie. Au trecut anii, amintiri și iarăși amintiri. Cu o zi înainte de a deceda, am vizitat-o și era foarte bucuroasă. Chiar am ajuns acasă și când am aflat că a decedat, m-am gândit, omul poate să moară și de bucurie. O bucurie ca niciodată era. Lucrând la televiziune, am luat interviu de la dumneei și mi-a spus două poezii. Și mi-a spus că are total 30 de poezii și vrea să le spuie, să le înscrie. A trimis în plic la Chișinău, dar prin intermediul nostru s-au publicat aseară. A fost bucuroasă de vizită și că a spus o poezie nepoțelei Lenuța de la Salvare, din Larga, care... Vreau să o citesc acum, dumneiei a recitat-o și eu am scris-o din spusele dumneiei. Zorile vestesc o dimineață, cu soare mult, raze fierbinți și un miros plăcut de albeață, respir pereții proaspeți văruiți. Odaia albă stă să îmbrace, enigma ce ascunde durere, atât de mult răvnită face, și aduce sănătate și putere. Pierdut în visă și în șoapte, pe viscole arșiță sau ploaie, de veghe stă și zi și noapte o fată tânără bălaie. Telefonul sună a chemare, cineva se cere ajutat, pe drum gonește o salvare, dureros s-aude un oftat. Cu trusa în mână e la datorie, slujește cu ordare și credință,
îi dă speranță și tărie celor ce sunt în suferință. De mult bucatele sărăcite, pe un colț de masă stă orfană, a câta oară rătăcește lângă seringe și tifoane. Cu înfățișarea de orfană, purtând pe chip pecetele cerești, ușor cu pasul ca de pană, apare o zână din povești. Munca ei nu-i o plimbare, dar-i onoare și destin, postă de încredere și salvare, udar de voință și cuget senin. Se îndreaptă anii treaptă cu treaptă, pe drumuri mereu în sunetele de motor, de mână-i cu cauza dreaptă, cu trusa de-a gata, de Putin în zbor. Amin. De Alexandra, condoleanță, nici n-am știut, vă spun sincer, de tare ce vorbim cu dumneavoastră, ce ați puteți să ne spuneți în privința la doamnă? A fost o doamnă demnă de a trăi și dacă a plecat pe lumea cealaltă să fie țărână ușoară, să o privească Dumnezeu, cu meritat, mirea Domnului. Mama, dumneavoastră, atunci v-am spus că tot să mă duc într-o vizită, și așa și n-am mai dovedit. Cuvânt cel de pedagog. Stimați consoteri, astăzi trecem pe ultimul drum un pedagog. O pedagog din dinastie de pedagogi. Fiindcă familia Mosean s-au străduit, fiind ei pedagogi, au învățat și fica de pedagog și au fost niște oameni erudiți pedagogiei. Deci, erudiți profesiei sale. Eu, ca tânăr specialist, am fost îndrumată și învățată de a putea conduce un colectiv, a conduce o școală datorită familiei Moseanț, fiindcă regretatul soț al Fevonie Dimitrivna a fost numit director, venind tineri specialiști la noi în sat. La primul pas, eu, ca tânără absolventă a institutului, am fost îndrumată de dumnealor, de familia aceasta, pe o cale de a munci cinstit și drept, așa cum au fost dumnealor. Ce pot să vă spun? Familia Moseanț pentru noi a servit un exemplu. În primul rând, ca familie. Noi n-am văzut în colectiv, n-am auzit și n-am prins de veste odată această familie să se certe, să nu țină unul cu altul, să mănânce măcar odată unul fără altul, sau să nu spună la cale unul cu altul. De ce pentru noi a servit ca un exemplu în viața familiară? Cu alte întrebări, ce ne-a interesat pe noi în colectiv ca tineri specialiști, întotdeauna ne-am adresat la Moseanț, familia Moseanț, fiindcă ei au fost oameni erudiți, au cunoscut multe. În casa lor, bogăția cea mai mare a fost cartea și știința. De aceea, ținem astăzi să mulțumim la această familie dotată școlii, să le mulțumim din partea pedagogilor, din partea satului, că a educat atâtea generații de copii și la nimeni n-a strigat odată, nu s-a enervat. A avut putere de caracter să îi rabde pe toți copiii, să îi îndrumeze pe calea ce e bună, să le dăie sfatul cel ce trebuie, să îi învețe conștient. Dacă i-a învățat, a scris și a citit. Înseamnă că din talpă, de taielat pe toți. Mulțumim, Fevronia Dimitrina, pentru tot ce ați făcut în școala aceasta. Noi vă suntem recunoscători și vom ține în memorie mulți ani la rând, la rând cu absolvenții dumneavoastră, cu toți cei care v-au purtat numele. Și vă spunem că, pe drept cuvânt, aveți cu ceva mândri, că ați muncit cinstit, ați făcut totul și ne pare bine că, fiind o familie din Ucraina, din raionul Gliboca, ați îndrăgit satul nostru și ați muncit pentru satul nostru. V-ați stabilit cu viața aici în largă. Asta ne demonstrează încă o dată că noi v-am fost pe plac dumneavoastră și dumneavoastră ne-ați fost pe plac nouă.
Fevronia Dimitrievna, noi vă cunoaștem ca soție, vă cunoaștem ca pedagog. Pentru noi ați rămas și o gospodină bună. Toate sfaturile, ca noi, tineri, neveste, fete, așa, multe sfaturi am luat de la dumneavoastră. Noi vă mulțumim frumos. Și credem pe Fevronia Dimitrievna. Părintele, care a avut o durere în viață așa de mare, care și-a pierdut copilul și l-a trecut ea și nu copilul pe dumneei, este o mare durere în sufletul lui Fevronia Dimitrievna. Mulțumim pentru tărie care ați avut, pentru tot ce ați făcut și vă suntem recunoscători să vă avem în memorie pe câte zile vom avea. Noi vă dorim, țărână ușoară, să vă așeze Dumnezeu sufletul în calea celor drepți. Iertați-ne dacă n-am făcut ceea ce trebuia când să facem, când erați în viață, dar acum abia am găsit cuvintele care să vă le spunem. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. Dumnezeu să ierte pe răpăsata Iofrosinia. Iubiții mei creștini, desigur, eu, fiind în localitatea aceasta, eu am auzit multe cuvinte drepte spuse despre această răpăsată. Desigur, ele a meritat, pentru că ele s-au spus fără de carte, fără de foaie, fără de scris, și să ele au ieșit drept de la inimă, mărturisite de Leonora Vasilievna, pentru că cuvântul ieșit din inimă nu-i mai trebuie nici carte, nici foaie, nici calendar, nici nimic, pentru că toate sunt pătrunzătoare și aducătoare în inimă. Dumnezeu să o odihnească drepții, dumneavoastră toți trăiți să o pomeniți pe răposată și să ne aducem aminte de ea că a fost acel profesor, acel care s-a ostenit pentru copiii noștri, pentru noi, pentru țara noastră, pentru bunătatea întregii lumi. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească drept. Iubiții mei creștini, dacă este cineva care să-și iei iertare, sărutați crucița, iconița, dacă au trecut și s-au luat iertare, ridicați și învăliți trupul cu pocrăvala bisericească, doi bărbați mai voinicuți, ridicați capacul deasupra și îl puneți pentru veșnică odihnă răposată. Dumnezeu să o ierte. Vă mulțumim pentru cuvânt care l-ați spus cu dreptate, cu sinceritate și cu onoare. Să trăiți, Dumnezeu să vă păzească. Ce impresie aveți despre fosta învățătoare Fevronia Dimitrievna? Cu ce calități bune, rele, o constatați așa, Mila? Eu am fost prima mea învățătoare. Femeie bună, învățătoare bună. Ce pot să spun? Ce aveți despre Doamna? A fost bun, ră? Învățătoare bună, asta a fost prima învățătoare a piciorului meu. Da, mă bucur. Două poezii s-ar să publici, că una e de iarnă, dar una despre tinerețe, am crezut. Totuși, până la urmă, una mi-o spuneți așa. Pot să o spun și am. Da, mă vă rog mai tare, dacă puteți. Mai tare, eu. Da. Eu toată viața am vorbit așa în citișor, da, nu străgat. Da. Asta despre iarna, ninge. Din volta cerului înalt, o sete uriașă cerne cu puf alb imaculat întinsul șterne. Fluturi de alb coboară, ușurel portați de vânt și parcă într-o doară s-așează pe pământ. Ca un stol să înalță iar, săltând părăsesc locul și pe împinsul de cleștar din nou pornesc ei jocul. Stau cu ei la sfat afară, dar lor nici că le pasă, indiferent tot zboară, în lumea visului mă lasă. Din hora asta, din însoare, un fulg puțin a rătăcit și ca albina pe o floare în palma mea a poposit. Și ori de gheață m-a cuprins, că destinul m-a trădat, că atâția ani mereu a ninț, și iarna în plietin a intrat. Vă mulțumesc! Foarte frumos! Poezita mea acum de iarnă. De iarnă, da. Eu sper că ar să o publici. Până ori publicau ei, eu îmi publicau noi pe Curaj TV. Da, pe asta. Da, eu am așa la 30 de poezii.